Oameni buni, tinerele talente din muzica populară s-au înghesuit să participe la concursul nostru și anume cea mai frumoasă ciubăreasă, se știe. Acum nu vă apucați să căutați cuvântul ciubăreasă în Dex, pentru că nu există. Așa le-am poreclit noi pe fetele sexy care s-au fotografiat în ciubăr. Exact. Am selectat 5 dintre ele, iar lunea viitoare vom stabili câștigătoarea în urma voturilor dumneavoastră. Prima dintre ele este Diana Ionescu și vă invităm să priviți prima ciubăreasă. Diana Ionescu. Da. Cântăreață de muzică populară. Populară și de petrecere, dar cântăm orice la petreceri, eu mă adaptez. Deci îți plac petrecerile, nu? Bineînțeles, sunt sufletul petrecerii. Nici n-aș fi zis așa, uitându-mă la tine, ești o fată căreia nu-i plac petrecerile. Îmi plac foarte mult. Cred că s-au făcută pentru asta, pentru petreceri. Auzi și melodia aia, toate ciubărestele? Cum să nu? Facem. Toate ciubărestele mor mânca dacă ar putea. Am făcut așa. Gata. La rece. De unde e pasiunea asta ta pentru ciubăr? Lasă că vorbim de multe acolo. Pasiunea mea pentru ciubăr. Îmi place să vizitez foarte multe locații inedite, locații frumoase. Și am descoperit o pasiune. Pasiunea de a sta în natură, de a mă bucura de soare, de natură în ciubăr. Bine, răspuns corect. Eu sunt Daniel. Diana, îmi pare bine, Diana, îmi pare bine. Consider că sunt născută pentru a mă bucura de viață, în primul rând. Aolea! Aoleu! Ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Îți cânt altceva, dacă vrei. Bă, dar nu pot oprim cu nimic, ia. Dacă tot m-ai dat de gol, că-mi place viața, îmi place să mă distrez. Fii atent. Păi dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am pe cine, la ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu petrec rămân cu gândul, dacă nu iubesc mă sare rândul, că nu împărățesc pământul. Special. Oare, te pare, dar ce melodie asta? N-am mai auzit. O melodie frumoasă, specială. E melodia ta? Nu e melodia mea, dar o cânt des la petreceri și prinde foarte bine. E ca locul ăla de parcare. Nu e locul meu de parcare, dar parchez de mult aici și... Fix așa. Zi-mi o melodie de-a ta. Zice lumea că-ți sunt dragă. Este o piesă creație proprie. Majoritatea pieselor mele sunt create de mine. Ia uite. Foicică, foi și o fragă, de ce lumea că-ți sunt dragă, de te dragă sunt eu ție. Ia să-mi spui tu lângă mie, ochii sunt ca murele, dragii sunt cântecele, port cămașă cu altiță și dulceață la buniță. Acum port... Băi, dar suni exact ca pe înregistrare. Păi nu așa trebuie. Deci ai aceeași măsură, aia... Parcă nu așa auzeam, trebuie. Parcă auzeam stereo. Nu așa trebuie. Foarte tare. Am copilărit undeva la țară, în vacanțe mergeam la țară și... La țară, floresos pomii. De la țară, vii și domnii, scumpa mea copilărie. Știe, mă, tot, nu? Știu, cum să nu. De mică m-am îndrăgostit de muzică, de cântecul popular. Mi-a plăcut tare mult. Bunica mea, Doinea. Da. Mergeam la țară, bunica cânta, curăța porumbul și Doinea. Și ce Doinea? Mai știi ce Doinea așa? De fapt, balade, da. Balade. Să cânt așa puțin într-o baladă? Da, un pic așa, să zic. Foi verde lămâiță, la grădiștea uliță. Cam așa sunau. Și ce era la grădiștea asta pe uliță? Era cu mândra și cu neica? Exact, exact. Jale, dor și jale. Că ea stă în deal și el stă în vale. Exact, exact. Obosește, și se întâlneau la răscruce. Obosește calul și nu mai ajunge și schimbă trei cămăși. Și mai rămâne și în altă parte și după aia vine și știi tot. Păi ce doină e asta, mă? În general, cântecul doinit este un cântec trist. Eu reprezint, de fapt, zona Muntenii, zona de sud a Munteniei, dar am din toate zonele etnofolclorice. Ai mai multe costume de baie sau mai multe costume populare? Mai multe costume populare. Bravo. Ce crezi? Ce crezi? Da, mai multe costume populare pentru că eu colecționez, ca să zic așa, foarte multe primite de la diferiți fani.
din țară și îmi plac. Am și stilizate, am pentru tot felul de petreceri. Pe unde ai ajuns cu muzica populară? Adică ai avut vreun concert, ai dus prin alte orașe? Eu am studiat în Suedia și am cântat și acolo. Cum? De asta îmi place atmosfera, îmi place în aer liber. Am locuit în Suedia, am fost la facultate. Da. Am plecat cu bursă pe lângă Universitatea din București și... Deci plec cu bursă? Da, cu bursă. Mai e și deșteaptă ca să... Foc, adică nu deșteaptă. Nu știu. Deșteaptă cu bursă. Da, m-am fost plecată cu bursă și în Suedia, bineînțeles că mi-am practicat... Nu o consider meserie, eu muzica o consider, nu știu, e o vocație pentru mine. Și am și niște proiecte noi, anul acesta. Dar nu ne zici, surprize. Nu vă zic proiecte. Urmăriți-o pe YouTube și pe Instagram. Da, da, da. Cum să te urmărească lumea pe Instagram? Diana Ionescu Artist, simplu. Atât. Da. Diana, mi-a părut bine. Și mie mi-a părut bine. Te las aici să te desfășori. Da, vreau să mă desfășori. Să te răstăci în ciubăr. Ca un... peștișor ce-ai făcut. Ca un peștișor ce-ai. Da. Mulțumesc tare mult! Așadar, lăsați ciubăresele să vină la noi. Diana Ionescu, prima ciubăreasă! Găsit, Cătălin. Ce faci? Cum a fost? Mulțumesc, în ciubăr? Bine, a fost foarte bine. Prietenul nostru, cred, Daniel Nicolai Năbuia, senzațional. Mulțumesc tare mult pentru interviu, Daniel. Să știi că a montat mult. Salut. La montaj. A stat mult, a vrut să vadă cadrul cu cadrul, că e perfect totul. Mulțumesc, da. Apreciez. Să te ajutăm sau... Ți-am adus ceva. De la mama? Nu. Făcute de tine? De mine împreună cu soacra mea. Viitoarea soacră. Cu viitoarea soacră? Da. Hai să luăm un loc. Da, sigur. Aoleo, viitoarea soacră de când? Sau când o să fie? Asta nu știu, trebuie să-l întreb pe iubitul meu. Că... Păi ai zis viitoarea soacră, m-am gândit că s-a întâmplat momentul de a cerut. Nu s-a întâmplat momentul, dar eu o consider viitoarea soacră, eu consider soacra mea. De cât timp împreună? De 3 ani și aproape și jumătate. Dacă ați ajuns să faceți plăcinte de mere împreună, eu zic că e clar. Eu m-am ajutat, e clar, este... 100% soacra. Super, atunci. Perfect, uite, ciucă, avem plăcinte cu mere de la mama soacră. De la mama soacră. A, și ziua lui soacra mea astăzi, la mulți ani. La mulți ani. Hai să ieși la mama soacră, la mulți ani. Bă, ciucă, bă, uitați-mă aici un lucru important. La mulți ani, mama soacra lui Cătălin. Mama Ibi, poți să zici. Mama Ibi, la mulți ani. Exact, bravo, ciucă, îmi place de tine. La mulți ani pentru toate soacrele. Exact, să trăiască soacrele. Și-a mea, unde o fie? Sigur, ciucă, Doamne ajută. Și aici, de la tata socru, presupun palinca. Aici ai o țuiculiță, de la bunicul meu este. Da, de la tataie. Da, de la tataie. Mulțumim mult, tataie. Și, și un vin de țară... Nu-ți spun de unde este, pentru că este secret. Am înțeles. Deci tot ceva, de la țară. Deci ceva de genul, dacă bei unul de ăsta, vrei, gata, să mai bei încă un, exact, pahar și trebuie să ia lumea, exact, legătura. Exact, exact. Trebuie să luăm legătura cu tine, nu? E vinul meu preferat. Opa, perfect. Îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi și că ai intrat în concursul ciubăreselor. Cu mare Diana drag. Ionescu, oameni buni. Tu mergi des la ciubăr acolo? Am văzut imagine. Eu ador locația By the Lake. Eu... M-am simțit extraordinar de fericită când am primit această provocare. Și îmi place mult să mă relaxez. Am înțeles. Ciuca, ai văzut aici, la ciubăr? Și văzut. Cât reziști în ciubăr? Cât stai în ciubăr? E concurs, vă spun că și aici trebuie, da, care rezistă mai mult. Eu cred că am rezistat mult și îmi place în ciubăr, de ce nu? Perfect. Diana, Daniel știe. Să te cunoască lumea mai bine. Deci câți, da, ani ai? Am 26 de ani proaspăt împliniți acum 3 săptămâni. Mulți înainte. Mulțumesc. Să fii sănătoasă, fericită. Hai să mai vedem imagini cu Diana în ciubăr, că e concursul ciubăreselor totuși, da, și să vedem ce trebuie să jurizeze cei de acasă, corect? Corect. Corect. Așa, corect. Și ai iubit de 3 ani de zile? 3 ani și jumătate, aproape 3 ani, da. Și am înțeles că este violonist, este nepotul? Sigur că da. Se numește George Mihalache, provine dintr-o familie de lăutari cunoscuți, zic eu, ai muzicii populare și lăutărești. Foarte frumos. Îl, uite, salut pe această cale, se uită. Se uită? Cum să nu? Se uită, perfect. Îl salutăm și dorim succes și în același timp toți cei care se uită la noi o să vadă în fiecare zi câte o ciubăreasă, așa am zis noi, concursului, și bineînțeles că o să fie voturi pe pagina noastră de Instagram. Putem totuși imaginele cu ciubărul la video... Că aveam imagini din vacanță. Uite aici, alți înțeleagă lumea că e concursul ciubăreselor, corect? Sigur.
o priveliște impresionantă. Așa zic și eu. Ai dreptate. Eu mă refer la locație. Locație e superbă. Adică, uite-te cum se vedea, e perfect. Minunat. E perfect. Doamne ferește, și noi tot la locație ne referim, Diana. Mai ales eu. Tot impresionantă. Și de muzică când te-ai apucat? Cânt de când eram mică, da? Cum am spus și în video, eu sunt sufletul petrecerii mereu de mică și am cochetat cu muzica până când a devenit o vocație, îi spun eu. Foarte îmi place frumos. Tare mult să cânt muzică populară. De cântecul popular eu m-am îndrăgostit cel mai tare. Superb, foarte bine. O să ne și cânti astăzi. Sigur că pentru da. Că la urma urmei e concursul ciubăreselor, dar e bineînțeles bazat și pe partea profesională. Sigur că da, adică eu am venit... Adică mai și cântăm. Am înțeles că ești în zodia peștilor. Da. Oameni sensibili. Nu știu că de... Tu ai zis cu bunița ta că te nasc în adâncul lor da, artiști. Așa este. Păi. Eu așa cred, pentru că majoritatea colegilor mei de breazlă, cu care mă înțeleg foarte bine, sunt în zodia pești. Oameni ca lumea. Da. Fără modestie. Exact, așa zic și eu. Păi atunci, pentru cei care se uită la noi și de vineri vor începe să voteze, ai un mesaj ca să-i convingi să primești cele mai multe voturi. Te rog mult de tot, Diana, te uiți în cameră și la un moment dat ai un mesaj pentru cei care se uită la noi. Sigur. Dacă mă apreciați... Stai, să vedem și pozele cu tine, okay, ciubăreasă, că... Ok, da. Sigur. Numai o secundă, să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Sigur. Concursul nostru, ia, acum, perfect. Dragii mei, dacă mă apreciați, dacă vă plac pozele din ciubăr, dar nu numai, dacă apreciați și munca mea, vă invit să mă votați, vă mulțumesc. Și priveliște, dacă v-a plăcut priveliște. Da, și dacă v-a plăcut priveliște, acum, spune Cătălin. Stai să vină priveliște, stai un pic. Este priveliștea. Stai un pic. Băgați priveliștea. Gata. Ok. Deci. Vă mulțumesc, dragii mei, dacă mă atât votați. Am avut de zis. Diana Ionescu pe Instagram, așa o găsiți pe Facebook și să știți că o să ne și cânte astăzi zona sigur. Care îți place foarte tare, e Oltenia, nu? Nu, eu cânt zona de sud a Munteniei, zona Vlașca, dar am și o piesă de petrecere. Dar am o piesă de petrecere, cea mai nouă piesa mea este creație proprie. Perfect, cum se numește? Se numește Lumea astăzi este veselie. Asta și... zic și eu, bă, ar fi cazul să mai fie și veselie. Da. Nu de alta, dar îți mulțumim mult. Vreau să îmi spui dacă îți place plăcinta, o să aștept un răspuns de la tine. Perfect, tu cânti, eu mă duc cu ciucă, gustăm plăcinta și mama soacră, dacă se uită la noi, primește toate salutările. Da. Diana, fără emoții, fără cântăm emoții. Și să câștigăm concursul Sigur. Ăsta de ciubărese. Ai mai câștigat până acum vreun concurs? Da, concursul de Miss Boboc la facultate. Ai, las-o încolo. Da. La ce facultate? Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, din cadrul deci ai luat Miss Boboc, practic, ai experiență. Da. Dar dacă îl câștigi pe ăsta de zi, ciubărese, îți dai seama? Asta e. Trofeu? Da. Exact. Perfect. Sigur. Mulțumesc mult tare de tot. Mult și eu. Exact. Perfect. Mult succes. Și... Mulțumesc mult și mulțumesc și eu pentru invitație. Te mai așteptăm. Mare când mai vii în București? Stai în București, de fapt. Da, stau în București. Eu sunt bucureșteancă. Perfect. Sigur că mai, da. Mai vine mă cu plăcinte pe la noi. În rest, când mai mergi pe la Tezaur Folcloric, apoi mai vii pe la noi, totuși suntem aici, da? Sigur. Perfect. Mulțumim mult Mulțumim de tot. Și eu. Diana Ionescu, ciubăreasa cu numărul 1. Crâșmare, mai umple-ne paharul, toarnă după pofta inimii.
orice ar fi. Crâșmare mai umple paharul, toarnă după pofta inimii. Închinăm paharul pentru sănătate, să avem de toate, să nu avem dor. Închinăm paharul pentru fericire, viață în primire, dragoste și spor. Închinăm paharul pentru sănătate, să avem de toate, să nu avem dor. Închinăm paharul pentru fericire, viață în primire, dragoste și spor. Viața fără albastră, zi de zi cu drag să înflorim. Nici norocul să nu ne lipsească, hai omule să sărbătorim. Să ne fie viața fără albastră, zi de zi cu drag să înflorim. Nici norocul să nu ne lipsească, hai omule să sărbătorim. Închinăm paharul pentru sănătate, să avem de toate, să nu avem dor. Închinăm paharul pentru fericire, viață în primire, dragoste și spor. Închinăm paharul pentru sănătate, să avem de toate, să nu avem dor. Închinăm paharul pentru fericire, viață în primire, dragoste și spor. Foarte frumos, mulțumim mult de tot. Să știi că plăcinta este senzațională. Vai, mama soacră bucur. Se descurcă de minune. Dar ei, vreau să spun ceva. M-am gândit, dacă avem concursul ciubăreselor, să avem și concursul mamelor de ciubărese. Pentru că am văzut-o pe mama ta, este extraordinară. Pe cuvânt puteam să zic că este sora ta. Puteți, mama e aici, alo regia. Da, imediat, numai secundă. Pentru că aici o avem pe mama primei noastre ciubărese. Uitați, doamne, cum s-au mutat toate camerele. La un moment dat credeam că nu ne mai filmează nimeni. Stați un pic, uitați-vă acolo în cameră. Veniți un pic lângă mine mai bine. Haideți aici. Deci mama, băi, deci așa ciubăreasă, așa mamă. Sărut mâna și bine ați venit pe la noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Deci nu-mi vine să cred. Dumneavoastră sunteți mama ei? Eu așa zic. Eu aș vrea să văd buletinul, că n-aș crede, parcă sunteți surori, pe cuvântul meu de onoare. Așa ni se spune. Așa vi se spune. Dar noi suntem ca două surori. Ca două surori. Da. Chiar sunteți ca două surori, da. Pe cuvânt, adică dacă v-ar fi văzut cineva împreună, ar fi zis, uite ce două prietene. Da, chiar des ne confundă toată lumea, dar... Da, totuși e mama. Eu mă mândresc cu mama. E mama. Indiferent cum tot mama sunt. Mama știe să cânte? Știam cândva, acum nu mai am antrenament. Perfect. La ciubări mergeți? De ce nu? Atunci, v-am zis, facem și concursul mamelor ciubăreselor. Da, dar să vină și soacrele ciubăreselor. Să nu se supere și soacra mea. Tot îmi zice de soacră, vedeți? Da. S-a simțit? Da. Zice de soacră în continuu. Asta este. Cred înseamnă că are o soacră bună. Cred că se uită soacra și zice, vezi, te zici, da. Cum să nu? Uitați aici, întrebare dificilă de prezentator. Da. De eu. Soacra întrebarea mea când a auzit că vin la tine a fost foarte fericită. Întrebarea pentru tine este în felul următor. Da. Cine face cea mai bună plăcintă cu mere? Mama sau mama soacră? Ce situație! Asta e, atât am zis. Mie îmi plac ambele, sunt nu, diferite. Nu, trebuie să alegi. Sunt diferite. Nu trebuie să alegi. Bine. Deci n-o dacă ar fi acum mama. Să mănânci doar o singură bucată de plăcintă, ce ai alege? N-o plăcinta mamei sau mamei soacră? Nu o să se supere mama mea, o aleg pe soacrei mele. De ce? Pentru că am descoperit-o mai târziu și are acel ceva. De-a mamei am copilărie. Cu a mamei s-a plictisit, s-a săturat de ea, logic. A încercat să se dea bine cu soacra. Bineînțeles. Da, după aia, vedeți, când ieșiți după camerele de filmat, știți ce zice, nu? Hai, mamă, că a ta e oricum cea mai bună. E, asta este alegerea ei, ce o să-mi zică după ce ieșim de aici. Perfect, sunteți... Oricum nu o taxez. Perfect, sunteți minunate. Vă mulțumim mult de tot și mulțumim, vă mai așteptăm împreună pe la noi. Cu mare drag. Să rămână mamă și fiică astăzi la emisiune. Foarte tare, pe cuvânt. Chiar zici că sunteți două surori. Să rămână, mulțumim mult de tot. Numai bine. Fiecare cu costumul lui popular.